În seara aceasta avem recompensa de la Tascul cu cătușele și anume film și popcorn. Din câte am înțeles, filmul este cumva la grămadă, adică Alex, Raluca au avut film și Sebaidin cu Ada, nu? Și o să-l vadă împreună, îl vizionează împreună. Alex era foarte nemulțumit pentru că spunea că pe plasmă scria film în 2 și popcorn, nu film în 4. Paul, invidios, comenta și el. Restul băieților au voie să facă ce vor în casa lor. Adică bănuiesc că poate să și doarmă și deja își făcea un plan despre ce o să facă. Cred că și Adina are film cu George. Deci ar fi 6. Sunt tare curioasă să vedem cum va fi seara. Dacă mai apar ceva noutăți și ceva interesant, vă țin la curent.